Idee remarcabilă a unui grup de tineri entuziaști concretizată într-un film manifest împotriva consumului și traficului de droguri. 25 de studenți și absolvenți ai Facultății de Drept din București, Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Universității Politehnice din București și de la Academia de Studii Economice București și-au unit forțele pentru realizarea filmului de acțiune Legea nescrisă a străzii, produs și regizat de Nicolae Petrescu, cel care a scris și scenariul. Creatorii peliculei au fost încurajați și sprijiniți de Cătălin Țone, șeful serviciului antidrog din cadrul Poliției Capitalei și profesor universitar la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, dar și autorul mai multor volume privind flagelul drogurilor. Legea nescrisă astăzi este despre polițiștii antidrog din București, care luptă cu o importantă rețea de traficanți de stupefiante cu ramificații în America de Sud. Ce faceți voi, fetele mele? Ne facem traficanți. Ați vrut să fiți traficanți de droguri? Poftim, sunteți traficanți de droguri. Ești un material de excepție. Au și 50 de minute de suspans, 50 de minute de acțiune, din care, eu personal, am desprins 3 mesaje. În primul rând, un mesaj pentru autorități, în legătură cu explozia fenomenului traficului și consumului de droguri. În al doilea rând, un mesaj pentru tineri, să evite drogurile, să stea departe de dependențe, dar și de anturaje suspecte și, de asemenea, să îmbrățișeze meseria de polițist antidrog. Și în al treilea rând, cred că acest film să vrea a fi și un mesaj pentru traficanți. Filmul întreg poate fi vizionat pe YouTube dând căutare Legea nescrisă a străzii, film românesc de acțiune. Producătorul, regizorul și scenaristul filmului, Nicolae Petrescu, este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității din București și al programului de master Drept Internațional Public, în prezent fiind jurist. De asemenea, este autorul cărților Traficul transnațional de persoane și Între glonț și sentiment, carte în curs de apariție.